Se poate uita moie timpul de închinare? Plângerile lui Eremia 2 cu 6, Osea 2 cu 11 Și iată că le-a uitat, de aceea Moise după ieșirea din Egipt în exodul 16, era luna a doua, a trebuit să învețe cum să țină zilele de închinare în episodul cu Mana. Și Mana a căzut exact în zilele 16-21, prima săptămână de Mană, care confirmă șabatele pe 8, 15, 22 și 29, la fel ca în luna 1, 14 ziua pregătirii, 15 șabatul memorial al creațiunii, dar și al ieșirii din Egipt. Șabatul săptămânal e confirmat în patru evanghelii în 15 abib, deci 8, 15, 22, 29 abib e șabat și în Noul Testament. Acum matricea șabatului săptămânal e brodată pe cer Vedem pe zile fixe în lună, deci pe aceleași faze lunare cu luna plină, pe șabatul săptămânal și prima zi de azim și de corturi. Cea mai spectaculoasă zi din lună este ziua de lună plină și mai ales din lunile cu echinocțiu, când cad sărbătorile mari și șabatul săptămânal devine șabat mare în data de 15 luna plină. Se sună din trâmbiță atunci. Samul 81 cu 3 Sunați din trâmbiță la lună nouă, la luna plină în ziua sărbătorii noastre. Cum să mai sunt din trâmbiță dacă șabatul din luna plină sau ziua lunii noi nu mai cad în locul, la locul lor fix în lună? În calendarul gregorian de azi, șabatul săptămânal nu cade în ziua lunii pline. Am văzut mai sus că șabatul din 15 ziua lunii pline a trecut după modificare pe ziua 4 din lună dacă se păstra calendarul de la templu. Dar în 1582 deja nu mai era calendar lunar solar, așa că modificarea se poate face ușor din condei, că nu ține cont de semnele cerești, omul deja l-a corectat pe creator. România doar în 1924 a făcut reforma și atunci s-au scos 13 zile din calendar. În România 1924 și nu este site-ul mai jos, dacă în 1582 diferența dintre Gregorian și Iulian era stabilită de către gregorieni la 10 zile. În 1700, diferența crește la 11 zile. Anul Iulian este bisect. În 1800, diferența crește la 12 zile. Anul Iulian este bisect. În 1900, diferența crește la 13 zile. Anul Iulian este bisect. În urma hotărârii sinodale ce au urmat Congresului de la Constantinopol 1923, cele 13 zile suprimate au fost 1 în Marți și 13 Duminică, octombrie 1924. Astfel, 14 octombrie, pe stil vechi ce trebuia să fie luni, a devenit în calendarul iulian rectificat marți. Deci se schimbă și situația lunară. Și atunci toate datele Pascaliei părinților cad luni, nu duminică. Iată o primă consecință, smintitoarea hotărârii pripite. Deci, șabatul zilei a șaptea se transformă pe ziua întâi duminica, devine ziua a doua. Chiar dacă noi o botezăm altfel, istoria e clară, dacă se păstrau zilele în ordinea creațiunii, acest transfer nu se putea efectua. Ziua a 14 -a din luna lunară astronomică are altă configurație lunară decât ziua întâia și din punct de vedere astronomic este strict interzisă această modificare. Luna și soarele nu se schimbă la comanda omului. Ceea ce a fost luni devine marți și ce a fost sâmbătă devine duminică. Deci 14 octombrie 1924 ar fi trebuit să fie ziua de luni, Egal a doua zi din săptămână, și ea devine după schimbare marți, a treia zi din săptămână. Dar noi zicem că luni se poate transforma în marți, ceea ce este logic, că și sâmbătă se poate transforma în duminică, și duminică în ziua de luni a săptămânii. Cine este omul să modifice legile cerului? Schimbarea structurii săptămânii în România în anul 2011. Menționăm că ortodoxii au schimbat structura săptămânii în România în anul 2011. Până atunci, luna a fost prima zi a săptămânii, dar după aceea, duminica a fost ziua întâi a săptămânii. Și de aici se poate vedea că omul se joacă cu schimbările zilelor din săptămână, ceea ce nu se poate face pe un calendar lunar solar cu șabate fixe în lună și cu toate zilele fixe, după cum reiese clar din exodul capitolul 16, episodul cu mana. Ce observați? Duminica și sâmbăta planetară își pot schimba poziția din săptămână după dorința omului fără de legii. Același lucru e valabil și cu începutul zilei calendaristice. E știut că în calendarul gregorian ziua începe la miezul nopții, când nici soarele nu mai este un marker. Nu se mai vede, dar biblic ziua începe în zori și mai este schimbarea la ora de vară. Ce dacă s-au trecut la ora de vară? Asta înseamnă oare că prima zi a avut 25 de ore și ultima zi 23 de ore? S-a modificat cumva răsăritul și apusul de soare ca să se supună omului? Nu. Așa și cu schimbarea calendarului în 1582 sau 1924, doar pe hârtie se poate face așa ceva. În fapt, nu există. Adevăratul calendar e lunar-solar și ține cont de legile cerului rânduite de Creator. Dar au fost multe schimbări pe planetă. Vă mai aduc câteva.